Mister, suntem în fața unui meci pe care eu l-aș cataloga, desigur, într-un mod subiectiv, cel puțin interesant, dacă nu chiar foarte interesant, în fața unei echipe aflată, o echipă aflată în, spunem așa, într-o creștere vizibilă și la nivel de formă și, desigur, de rezultate, plus niște reveniri așa spectaculoase, putem spune, cea lui Sebastian Mailat și Cașu Florescu este într-o formă special la FC Botoșani, facem referire. Așa că ce așteptări aveți, Cristian? Așteptările sunt mari. Jucăm acasă, trebuie să rămânem concentrați. Într-adevăr, am urcat în clasament, însă mai sunt 5 meciuri. Este greu să ajungi sus, vorbim de play-out, dar este și mai greu să te menții. Va trebui să fim foarte motivați și concentrați în continuare, întâlnind Botoșanu, care, așa cum ai spus și tu, o echipă care nu se predă, nu s-a predat și nu se predă, au câștigat ultima etapă și la ce distanță este între echipele care sunt în zona roșie și cele pe loc direct retrogradabil, cred că fiecare își dorește nu numai un loc de baraj, ci cu siguranță o salvare directă. Vor fi foarte motivați să fim cel puțin în meciul ăsta la fel de motivați ca și ei, pentru că, repet, după victoria contra Craiovei, cred mult probabil în salvarea directă, cum spuneam. Dar depindem de noi, tot timpul am depins de noi. În momentul în care am fost bine la nivel mental și ca efort și ca atitudine, am câștigat meciuri, am avut rezultate bune. Da, au o echipă bună. Sunt foarte mulți jucători pe care, în ciuda locului în clasament, mulți antrenori și multe echipe și ar dori. Însă, cum a spus toată lumea, așa campionat nebun, nu știu dacă mai ai fost, pentru că sunt niște echipe jos pe locuri retrogradabile direct, cu niște jucători și nu-ți explici ce se întâmplă, de ce așa. Acum, noi ne uităm la noi și ne bucurăm că suntem pe primul loc la momentul ăsta. Toate echipele, ăsta este sistemul, ăsta este campionatul, toate echipele care sunt în play-out, de când începe play-out-ul, au emoții, pentru că sunt 9 meciuri și puncte multe în joc, se poate întâmpla orice. Au mai rămas 5 meciuri și trebuie să luăm meci cu meci. Ăsta este un meci foarte important pe care jucăm acasă și care ne-ar da o liniște în momentul în care l-am câștigat, 3 puncte mari în clasament. Ne menținem pe poziția locul 1 în clasamentul play-out-ului și ar fi senzațional pentru noi. Ați folosit un sintagmă pe care o catalogiez foarte, foarte frumoasă, să spun așa, cea de campionat nebun. Și v-aș întreba, mister, în ce măsură vă așteptați înainte să înceapă campionatul, sezonul regular, desigur, la un astfel de parcurs? Și aici mă refer și la în momentul de dinainte de înjumătățirea punctului, adică și la play-off și la play-out. Asta am spus, că sistemul ăsta care există te face ca în momentul în care s-a terminat regularul, da, echipele care sunt în play-off cu obiectivele de rigoare, unele își doresc campionatul cupelor europene, altele pur și simplu este clar că numai emoțiile unei retrogradări, restul treci prin astfel de emoții. Că dacă s-ar juca un campionat normal, noi nu mai avem nicio emoție, asta e realitatea, ca și număr de puncte. Dar mergem înainte. Mă bucur că am câștigat al doilea meci în deplasare, pentru că se tot punea accent pe lucrul ăsta, erau totuși o realitate. Nu prea am adus puncte din deplasare sezonul acesta, chiar dacă a fost totuși ca număr de puncte echilibrat ca și sezonul trecut. Însă rămânem probabil cu toții cu dezamăgirea că puteam mai mult. Însă, repet, campionatul ăsta nu este terminat, trebuie să ne gândim la fiecare meci și ar fi senzațional să terminăm pe locul 1 acest play-out. Cum sunt băieții după victoria cu UTA? Un meci totuși solicitant, ați pus-o și dumneavoastră la preșinterviurile de după meci. Avem absențe? Nu știu. Da, nu, toată lumea este ok și ieri s-au antrenat foarte bine, chiar i-am lăudat astăzi. Astăzi a fost un antrenament scurt, datorită vremii și ploii de azi noapte, am protejat municipalul și n-am făcut antrenament pe el, pentru că nu știu cât va ține, va duce
în funcție de și cum va fi vremea până mâine la ora jocului. Așa, probleme, da, în goma accentat. Alessandro s-a antrenat normal, are ceva probleme, dar o să vedem, posibil să fie măcar pe bancă. Produi jucători răciți, dar sunt mici probleme. În rest, în afară de Ngoma, care 100% nu va fi, restul sunt destul de bine.